După ce în luna mai profesorii Colegiului Tehnic au aflat că au câștigat cel de-al patrulea proiect pe bani europeni, în cadrul căruia 60 de elevi de clasa 10-a vor pleca în anul școlar 2016-2017 într-un stagiu de pregătire în Portugalia, acum se pregătesc pentru selecția celor care se vor bucura de practică și vor primi și o sumă importantă ca bani de buzunar, aproximativ 800 de euro. În acest moment elevii au primit deja notificări scrise care le-au arătat și părinților, le-am prezentat criteriile de selecție, bineînțeles notele obținute la discipline tehnice, testele de limba engleză, testul de specialitate, numărul de absențe nemotivate, bineînțeles, și interviul în limba engleză și respectiv interviul în limba română. Cunosc graficul selecției, criteriile, ponderea acestora în punctajul final, urmând ca la începutul lunii decembrie să desfășoare selecția propriu-zisă. Practic, la începutul lunii decembrie vom avea o listă cu potențiali elevi care vor pleca și rezervele. Deci la începutul lunii decembrie vom avea o listă cu 60 de elevi selectați și cu 10-15 elevi pe lista de rezerve. Acești elevi, cei 60 plus rezervele, vor participa în continuare la pregătirile, la programul de pregătire pedagogică, culturală și lingvistică, iar undeva la începutul lunii aprilie credem că vom putea cât de cât definitiva lista. Este al patrulea an consecutiv când Colegiul Tehnic aplică și câștigă un proiect cu bani europeni pentru elevii săi. Unitatea de învățământ a primit Cartea Verde Europeană, care va permite câștigarea acestor proiecte mult mai ușor, spre bucuria actualilor și viitorilor elevi. În acest an școlar vom implementa un nou proiect de genul celor anterioare, proiect de practică tot în Portugalia, la aceiași agenți economici pe care deja îi cunoaștem. Vor pleca 60 de elevi în luna mai-iunie anul viitor. 60 de elevi sunt de asemenea 8 profesori însoțitori. Bugetul proiectului este de 154.344 de euro. Bineînțeles, plătim absolut totul din proiect, transport, cazare, masă, pregătire pedagogică, culturală, lingvistică și probabil în jur de 800 de euro bani de buzunar. După ce ne vom face bugetul vom ști exact suma, dar la proiectele precedente am avut 800 de euro bani de buzunar. Potrivit statisticilor realizate de cadrele didactice, situația școlară a elevilor de la Colegiul Tehnic s-a îmbunătățit simțitor în ultimii ani. Aceștia, chiar dacă sunt sau nu selectați, intră în competiție și în felul acesta ajung să fie mai interesați de școală.